Sfânta Taisia a fost egipteancă de neam. Fiica unei femei cu moravuri ușoare a deprins ea însăși aceleași obiceiuri. A ajuns să fie o prostituată cunoscută în cetate, trăind în lux. Cuviosul Pafnutie, auzind de faima ei și de multele dureri pe care le provoca familiilor, s-a hotărât să vorbească cu ea. S-a îmbrăcat în haine de mirean, i-a dat un galben și a intrat în camera ei. Aici a avut loc un dialog uimitor pentru Pafnutie. El a spus Taisiei: "Ai o altă cameră mai ascunsă ca să nu ne vadă nimeni?" Taisia a răspuns: "Am, dar dacă te rușinezi de oameni, și aici ne putem ascunde, căci ușile sunt încuiate și nimeni nu va putea intra aici, nici nu ne va ști nimeni pe noi. Dar dacă te temi de Dumnezeu, nu este loc care să poată fi tăinuit dinaintea Lui, măcar de te-ai ascunde și sub pământ, căci și acolo te vede Dumnezeu." Pafnutie a rămas uimit. I-a spus Taisiei: "Tu știi de Dumnezeu?" Ea a mărturisit: "Știu și de El, și de împărăția sa, și de chinul celor ce greșesc." A întrebat Pafnutie: "Atunci de ce faci asta? Căci te pierzi nu doar pe tine, ci pierzi și pe cei care vin la tine." Atunci Taisia a plâns. L-a rugat pe cuvios să o aștepte 3 ore și apoi va face doar ce va spune el. A dăruit tot ce avea săracilor și apoi s-a așezat în ascultarea lui. Pafnutie a dus-o pe Taisia într-o mănăstire de maici, unde a trăit vreme de 3 ani într-o chilie postind, rugându-se pentru iertarea sa și neîncetat spunând: "Dumnezeule, Cel ce m-ai zidit, miluiește-mă!" După 3 ani, Pafnutie a mers să se sfătuiască cu Sfântul Antonie cu privire la Taisia și la canonul său de nevoință. Cuviosul Antonie și-a rugat ucenicii să ceară în rugăciune semn de la Dumnezeu cu privire la iertarea Taisiei. Pavel, un ucenic de-al Sfântului Antonie, a primit înștiințare minunată că Taisiei i-a fost primită pocăința. Cuviosul Pafnutie a mers la Taisia și a dat vestea cea bună. La 15 zile după ce a ieșit din votul zăvorârii, Sfânta Taisia a trecut în pace la Domnul. A rămas pentru noi creștinii un exemplu de pocăință și de nădejde în iertarea lui Dumnezeu.